Ziua în care va dispărea soarele de pe cerul României. Ce generație va trăi un astfel de moment? O eclipsă totală de soare, sau cum mai este ea numită o ocultație solară, va mai avea loc doar peste zeci de ani, ultima dintre ele, vizibilă din România, fiind în 1999. Fenomenul are loc atunci când soarele este obturat complet de lună, 58 de ani. Adică 21.349 21 de, de zile au mai rămas până când Soarele va fi acoperit complet de lună, iar astronomii vehiculează că acest fenomen va avea loc pe 3 septembrie 2081. Atunci, imaginea strălucitoare a Soarelui va fi înlocuită timp de câteva minute de silueta întunecată a lunii. Eclipsele totale de Soare au loc mult mai rar decât au loc cele parțiale. Spre exemplu, Ultima eclipsă parțială a fost în octombrie anul trecut. Cum se produce o eclipsă totală de soare? O eclipsă totală de soare se produce atunci când luna trece între pământ și soare prin fața acestuia. Văzut de pe pământ, discul lunii e de obicei mai mare decât cel al soarelui și, dacă se interpune între privitor și soare, îi blochează lumina, aruncând o umbră corespunzătoare pe pământ. Când luna acoperă soarele, imaginea obișnuită a acestuia este acoperită complet. Aceasta poate fi observată doar dintr-o anumită zonă și doar timp de câteva minute, având în vedere că fiecare eclipsă de soare are propria sa poziție. În cazul în care centrul conului de umbra al lunii nu atinge pământul, se spune că este o eclipsă necentrată, Potrivit catezile mai sunt. Pro. Ultima eclipsă totală de soare a avut loc în 1999. Anul acesta, pe 11 august, se împlinesc 24 de ani de la ultima eclipsă totală de soare, ultima din secolul al 20-lea. A fost considerată cea mai spectaculoasă eclipsă totală de soare vizibilă din România. Țara noastră a fost punctul de maximă vizibilitate a eclipsei în Europa în 1999, iar Bucureștiul a fost singura capitală europeană situată pe linia centrală a Benz de totalitate. Eclipsa a avut o durată maximă atunci când axa umbrei lunii s-a apropiat cel mai mult de centrul Pământului, la ora ora 11.3 minute și 4 secunde, GMT, moment de apogeu care a putut fi observat în România, la ochnele mari în apropierea orașului râmnicu cu Vâlcea, unde fenomenul a avut cea mai lungă durată 2 minute și 23 secunde, potrivit Agerpres.